Disciplinați și cu provizii de drum democrat, liberalii au așteptat în jurul orei 12 mijloacele de transport care se ducă la București, unde vor manifesta în sprijinul lui Traian Băsescu. Eu merg la București împreună cu colegii mei pentru susținerea domnului președinte Traian Băsescu, președintele ales. Adică considerăm, nu suntem de acord cu această lovitură de stat organizată de către USL sub conducerea directă a premierului și a lui Crin Antonescu. Vor fi zeci de mii de persoane. Domnul Traian Băsescu, în ciuda încercărilor USL-ului de a-l demite, se bucură totuși de simpatia românilor. Cei adunați sunt hotărâți să-l susțină pe Traian Băsescu, spunând că ce se întâmplă cu președintele nu este altceva decât o lovitură de stat. Merg împreună cu simpatizanții și membrii Partidului Democrat Liberal de la județul Gorj pentru a participa la miticul de susținere a președintelui ales. Sunt unul din cei 5 milioane și aproape jumătate de români care mi-am exprimat voința pentru ca președintele României să fie ales cu drepturi depline. Acum mă deplasez la București pentru a susține instituția prezidențială. În schimb, membrii Alianței de la Gorj nu se mai deplasează la mitingul USL din capitală, deoarece spun ei că trebuiau să organizeze și la nivel local, înainte de finalul campaniei, o manifestație pentru demiterea lui Traian Băsescu. Începând cu orele 17, la Rovinare are loc un miting USL, unde sperăm să mobilizăm în jur de 3.000-3.500 de membri și simpatizanți USL, pe lângă oamenii din localitățile din jurul Rovinarului, care cu siguranță vor fi prezenți. Nu cred că vom avea participare de la Gorj la acțiuni naționale, pentru că mitingul acesta ne-am propus să avem și un miting pe plan local după cel regional de la Craiova, însă sunt mitinguri, spre exemplu cel din București de astăzi. Mădălina Ciolocoi susține că la Rovinar vor participa, pe lângă copreședinții Alianței de la Gorj, și membrii marcanți din marile orașele județului. Useliștii gorjeni spun că astăzi și mâine se vor desfășura mitinguri și în târgurile săptămânale ce au loc în județ.